Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă mulțumesc pentru modul în care de un an participați la acest proiect Europa FM, care își propune să reseteze lucrurile fundamentale din această țară. Știți ce am încercat să facem în acest an? Să stăm de vorbă împreună, să vă punem în legătură cu politicieni, experți, profesioniști care lucrează în domeniile lor, să vă asculte și să le explicați în mod direct ceea ce așteptați. Apoi, la final, să tragem concluzii, să vedem lucrurile care ne unesc, lucrurile pe care trebuie să le schimbăm și cum facem toate astea. În noiembrie am amânat mult această dezbatere, recunoaștem, pentru că am fost nevoiți să vorbim aproape zilnic la România în direct despre sănătate. În noiembrie vom vorbi despre sănătate. Și am ales să vorbim și să facem acest lucru pentru că pe parcursul anului de România în direct ne-am dat seama că ceea ce se întâmplă astăzi în spitalele din țara noastră are de fapt cauze mult mai profunde pe care ar trebui să le îndreptăm. Vom vorbi despre modul în care se finanțează spitalele în această lună, vom vorbi despre cum să-i păstrăm pe medici în țară, vom vorbi poate și cu ministrul al sănătății, să vedem care o fie acela, dar înainte vom vorbi despre încredere, căci de la încredere pleacă totul, stimați compatrioți. De aceea, alături de mine este directoarea Institutului Marius Nasta, doamna Beatrice Mahler. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! În primul rând, trebuie să vă mulțumesc în numele comunității Europa FM și a oamenilor care vin și ascultă acest post de radio pentru munca pe care dumneavoastră și colegii noastre o faceți în mod extraordinar vreme de un an. Am înțeles din ceea ce ați vorbit în spațiul public, am înțeles de la ascultătorii noștri și din ceea ce relatează media că e ca un război și că aveți foarte multe lucruri în față și bănuiesc că în fiecare zi vedeți enorm de multe drame și de aceea încă o dată primiți aprecierea de aici, aprecierea ascultătorilor noștri. Vă mulțumim încă o dată. Permiteți-mi să vă mulțumesc în numele colegilor mei. Este foarte important să auzim în aceste momente în care este extrem de greu în spitale faptul că nu suntem singuri. Este foarte important să știm că suntem împreună cu dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți acolo cu noi, acest gând bun îl simțim. Astăzi le propun ascultătorilor noștri să discutăm despre ce au văzut, ce au simțit, ce înțeleg ei și mai ales câtă încredere au, pentru că știți că în spațiul public se vorbește frecvent despre următoarele lucruri și poate le vom urmări, că nu există tratamente, că lipsesc medicamentele, că nu există oxigen sau că oxigenul ucide, în mod evident, că nu se mai face față din cauza aglomerației, asta este perfect adevărat, avem imagini care să ne arate în fiecare zi. În același timp, avem aproape și o teamă, probabil că ați auzit și dumneavoastră ca și mine, de doamna aceea care a murit într-un supermarket din Iași, pentru că probabil a fost frică să ajungă în spital. Și mulți alții cărora zic că le-ar fi mai bine acasă. Și de aici o să pornim discuția noastră. Imediat vă dau și numărul de telefon, da, și întrebările ca să putem continua înscrierile. Știu că e deja multă lume înscrisă, dar o să facilităm discuția. Și de aici haideți să pornim, doamna Mahler. Ați întâlnit bolnavi, oameni cărora le-a fost frică să vină în spital? Da, din păcate e o categorie de populație care refuză să vină în spital, mai ales atunci când știe că ar fi suspect de COVID. Povestea care s-a creat în jurul acestei afecțiuni, poveștile care sunt în spațiu public, nu ajută în primul rând pacientul, cel care ar avea nevoie în acel moment de noi. Și în acest moment, la Marius Nasta, la camera de gardă, vin tot mai des pacienți care au stat acasă acele 14 zile în care știu că trebuie să mențină izolarea, ajung după 14 zile cu insuficiență respiratorie severă, cu un plămân fibrozat. Moment în care intervenția noastră nu aduce beneficii foarte mari. Ajung, practic, în ultimele clipe de viață și avem pacienți care, cu toate manevrele pe care le facem, ajung să decedeze post-COVID. Nu sunt decese înregistrate ca și COVID, dar ei au trecut printr-un COVID acasă. Asta e înspăimântător. Câți bolnavi sunt, de fapt, astăzi la dumneavoastră? Azi dimineață
erau 117 pacienți, din care 15 în terapie intensivă. În secție erau 9 pacienți care ar fi putut să beneficieze de un loc în terapie intensivă, restul toți cu forme severe de boală, cu necesar crescut de oxigen, și aici vorbesc doar de partea de COVID, dar o presiune tot mai mare o avem în zona post-COVID, unde numărul de pacienți care necesită internare după perioada aceasta de 14 zile și în terapie intensivă și în secție este în creștere, și unde practic această situație de număr mare de cazuri în această zonă de pneumologie nu am avut-o în celelalte valuri. Deci, ca să înțelegem exact, sunt două tipuri, da? Adică cei care au COVID și au nevoie de un ajutor atunci, dar și cei care poate au trecut acasă într-o formă sau într-alta, dar își dau seama că nu pot continua fără ajutor medical. Da, aici sunt și cei care au stat acasă, dar și cei care sunt în spital în COVID și pentru a realiza un flux cât mai mare, pentru că presiunea la internare în zona COVID este mare, îi transferăm în pneumologie. Acolo sunt foarte mulți pacienți post-COVID, foarte, foarte mulți. Dacă astăzi se întâmplă ceva, să mai găsește un loc la dumneavoastră? Da. Da, pentru că încercăm să găsim soluții pentru fiecare pacient. Am extins cu pacienții din zona de pneumologie în zona de chirurgie toracică, unde am redus numărul de intervenții chirurgicale doar la urgențe și, practic, secția de chirurgie toracică este ocupată de pacient pneumologic. Important e ca orice om care trece pe poarta spitalului să aibă parte de tratament și de un consult pneumologic. O să vorbim, desigur, și despre oxigen și despre tratament, dar înainte de a trece la întrebări, știu că Irina e pe fir, ai o secundă răbdare, Irina, imediat ajungem la tine. Cum sunt colegii dumneavoastră asaltați de un număr atât de mare de cazuri? Sunt obosiți și aș putea să vă dau o comparație în cifre, pentru că poate cifrele vorbesc mai bine decât noi. În 2019, pe primele 9 luni ale anului, Marius Nasta a văzut în internare continuă, fără ambulatoriu, internare continuă, internare de zi, 25.000 de pacienți. În 2019, deci an non-pandemic, în 2021 am trecut de 30.000. Avem cu 5.000 mai mulți pacienți care au venit către Marius Nasta în condițiile în care suntem cu minus 140 de paturi. Adică rulajul pe pat trebuie să-l facem mult mai rapid. Evaluarea pe internare de zi a crescut foarte mult în aceste condiții, dar cu 5.000 de pacienți la un spital care în acest moment are 330 de paturi, e un număr foarte mare de oameni care sunt bolnavi și nu vorbesc doar de COVID aici. Pentru că sunt și alte boli, în mod evident, oameni care au nevoie de sprijin. Mai rezistă? Adică cât se poate trage de un om? Să știți că toți am îmbrățișat această, sau aproape toți, pentru că n-aș vrea să generalizez lucrurile, aproape toți am îmbrățișat această meserie, pentru că iubim omul și ne place să fim acolo lângă omul care are nevoie de noi. Ne bucurăm când putem ajuta. Și toți ne-am mobilizat în această perioadă să fim acolo și să ajutăm. E greu. Încă nu știu care va fi, ce se va întâmpla după ce va trece această perioadă, pentru că știți cum e, după război, vedem care sunt daunele, inclusiv la nivel emoțional, psihic, moral. Asta nu le mai calculează nimeni acum. O să vă zic așa, 0372069599, credeți că spitalele din România dau un răspuns corect în criza COVID? Vă invit și dacă ați fost în spital sau dacă ați avut oameni dragi acolo să ne spuneți ce s-a întâmplat. Au primit ceea ce le trebuie? Au avut capacitatea de răspuns? Și aici mă gândesc la tratament, la oxigen. Și întrebarea cheie, pentru că astăzi avem un medic bun și celebru alături de noi, întrebarea cheie a acestei dezbateri e următoarea. Aveți încredere că un spital din România vă poate salva dacă vă îmbolnăviți de COVID? 0372069599, Deșteptarea României cu Beatrice Mahler este și pe Facebook la Europa FM. Eu cumva mai arunc un ochi și la mesajele de acolo. Dacă sunteți de acord, putem să le dăm cuvântul ascultătorilor noștri să-i auzim. Irina, salutare, bine ai venit la Europa FM. Bună ziua! În primul rând sunt onorată să pot comunica cu doamna doctor și cu orice medic practicant din această pandemie. Trebuie să vă
Menționez faptul că am trecut prin boală în ianuarie, am avut o formă destul de gravă, am necesitat oxigen fără intubare și oxigen acasă, 3 săptămâni spitalizată. Deci știu ce înseamnă spital, grijă, tratament. Dacă n-ar fi fost spitalul și oameni competenți și care să aibă cu ce să lucreze, să combată această pandemie, poate că nu ne auzeam astăzi. Deci am avut experiența neplăcută, am avut noroc de oameni extraordinari, atât orice cadru medical, asistente, personalul adiacent, deci au fost extraordinar de cooperanți, de săritori, de omenoși, deci nu știu de unde mai aveau capacitatea să fie și empatici cu bolnavii, pe lângă faptul că ei trebuiau să lucreze în condițiile în care lucrează, cu salopete, cu inconfortul de a avea 3 mănuși, nu știu cum mai găseau vene să facă analiză, adică să recolteze. Și, deci a fost ceva cumplit și atât disconfortul lor, dar profesionalismul și faptul că erau și umani. Deci cele 3 componente sunt și au fost și sunt wow. Deci din punctul meu de vedere, jos pălăria pentru tot cadrul medical. Ce pot să vă spun? Așa, într-adevăr, deci am încredere. Intuiesc un dar aici, după această mulțumire? Nu este dar. Nu, dar era doar dacă mi este permis o întrebare. Te rog, sigur că da, de asta suntem aici. Deci am încredere în sistemul medical, am spus, poate să aibă, să fie mai bine dotat și cu mai multă grijă, și atât cu dotarea și cu medicație și cu tot ce au nevoie pentru spital, pentru că eu am avut norocul să ies din Matei Balș cu o zi înainte să fie incendiu la un pavilion de mine, deci am avut traume suficiente. Deci, ce se întâmplă și ce se poate întâmpla? Am trecut prin... am simțit toate aceste, să zicem, neajunsuri sau, nu știu, e foarte greu să gestionezi, eu îmi dau seama perfect, e foarte greu să gestionezi pandemia. E ușor să spui din afară, da, uite că n-ați făcut aia, n-ați făcut aia. Volumul este extrem de mare. Mi se pare extrem de mare volumul de grijă, de care, care trebuie să-l ai pe toate planurile ca să poți salva omul. Întrebarea ta fiind dacă oamenii ăștia au tot ce le trebuie acolo, nu? Că asta da, dacă întâmplă. Au tot ce le trebuie. Da, asta e întrebarea. Au tot ce le trebuie? Hai sunt susținut suficient? Sunt auziți? Sunt auziți când cer? Deci eu am rămas cu remdesivir, ultima doză nu mai aveau, a 5-a zi, care știam că e vitală. S-au dat peste cap doamnele din spital să-mi fac rost de ultima doză, că trebuia. E un... La vremea aceea, aici, stați că dacă nu e explicat aici cu a 5-a doză care e vitală, ascultându-ne sute de mii de oameni, aș vrea să înțeleagă lucrurile foarte clare. Ce înseamnă că a 5-a doză de remdesivir e vitală? 5 zile consecutive mi s-a spus. Stați că vreau să ne explice doamna Mahler. Rămâi cu noi pe liniete. Ca la orice medicament, este important ca tratamentul să fie făcut complet. Recomandarea în România este de 5 zile de tratament, în care în prima zi se dă doză dublă, ca doză de atac, după care câte un flacon pe zi. Dar este important să avem tot tratamentul. Au fost situații cu siguranță în această perioadă, mai ales acum în valul 3, în care remdesivirul nu a ajuns la timp în farmacie. În farmacia spitalului au fost situații în care am avut cantități mult mai mici decât ceea ce am solicitat și atunci am dat tuturor pacienților, pentru că cel puțin în asta mi s-a părut normal ca toți pacienții care sunt în acest moment internați să beneficieze de același tratament, cu speranța că a doua zi vine o altă doză de, sau alt lot de remdesivir. A fost, nu cred că se poate spune în acest moment, sau un manager poate să spună că are tot ce trebuie într-un spital din România. Eu nu pot să afirm acest lucru. E o chestiune generalizată, adică lipsesc medicamentele? În fiecare zi aud la televizor acest lucru, că lipsesc medicamentele. Dumneavoastră ați putea spune la fel? În acest moment, chiar în ultimele zile, lucrurile s-au reglat foarte mult. Au fost în urmă cu 10 zile o perioadă extrem de critică în care tocilizumabul nu a existat, câteva zile deloc. Remdesivirul a fost
ajungea în cantități foarte mici. Favipiravirul am primit, deși am avut comandă, după 2 zile și practic noi am avut pentru pacienți internați, dar nu pentru cei care veneau la evaluare. Deci au fost momente extrem de dificil de manageriat din partea noastră a personalului, care știam de ce au nevoie pacienții. Știți cauza acestei lipse? Procedurile au fost inițiate la nivelul Ministerului Sănătății. Cred că ei ar trebui să răspundă de ce nu am avut aceste medicamente în spitale. Noi ce am putut să cumpărăm, am cumpărat, dar problema e în altă parte, nu în spitale. Irina? Da. Te întrebam dacă mai ești acolo, mi s-a părut că vrei să intervii. Te rog. Sigur. O întrebare dacă se poate adresa. În momentul de față, deci la 11 luni după boală, am anticorpi valoare de 1200, cât al unui vaccinat. Nu am indicații foarte clare de a face vaccinul pentru că am un tromb pe artera splenică, însă și nu vreau să detaliez foarte mult. Ideea este că am anticorpi cât unul vaccinat, însă nu pot să fac vaccinul, să am certificatul. Ar exista o modalitate pentru această categorie, care cred că nu este foarte mică, da? Ca și număr, ca persoane, de a avea o evidență, o echivalare a certificatului verde ca număr de anticorpi. Asta pentru că au trecut cele 180 de zile, da. Au trecut, am depășit. Am 11 luni, da. Ca să vă dau un răspuns care până în acest moment există, pentru că noi nu putem vorbi decât pe date științifice. Nu avem în acest moment studii care să ne indice care este nivelul de anticorp. Optimă. Exact. Da. Și atunci eu nu pot să vă spun că aveți o cantitate optimă, pentru că practic nu avem aceste informații științific vorbind. Legat de de ce ar trebui să faceți, Vă spun, și asta este o recomandare pentru absolut toți pacienții care au avut tromboze în antecedente. Existența trombozei, și aici îl citesc pe domnul profesor Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, care este hematolog, pacienții cu tromboze au indicație de vaccinare, dar recomandarea este către vaccinuri pe bază de ARN messenger, care au un risc de tromboză foarte mic. Adică Pfizer și Moderna. Irina, Pfizer. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc foarte mult și tot respectul și putere de muncă celor care lucrează și sunt linia întâi în aceste să știi momente. Că merită mai multe aplauze, din păcate, nu știu dacă o să avem timp mai mult decât aplauze, ați și fost certată în mijlocul curții spitalului pe care îl conduceți. Cred că publicul știe despre ce e vorba. Apropo, cum primiți intervențiile astea ale politicienilor pe poartă? Eu sunt acolo să răspund cu date științifice tuturor întrebărilor care mi se pun, cu date legate de modul în care tratăm pacientul. Este totul transparent în Marius Nasta și de aceea nu am nicio emoție să deschid poarta oricui dorește să vină și să răspund la întrebări. Nicu, salutare, ești la Deșteptarea României cu Beatrice Maller, te ascultăm. Bună ziua, Nicu, mă numesc din Focșan, sunt unul dintre beneficiarii sistemului medical. Anul trecut, în luna octombrie, am avut o formă severă de COVID. Datorită experiențelor anterioare, m-am dus cam cu inima îndoită la spital, dar situația m-a obligat să o fac. Era prima mea internare în spital, situațiile anterioare erau cu membrii familiei. Repet, m-am dus cu inima îndoită, dar surpriza a fost plăcută. Am dat peste un colectiv la secția de polinsecție la Spitalul Județean Focșani. Este un colectiv nemaipomenit, oameni profesioniști. În cele 14 zile de spitalizare am simțit profesionalism, empatie și, ce mai important, pe lângă actul medical, acești oameni erau și psihologi. Mă auziți? Da, te ascultăm. Da, am simțit, eu practic nu am avut o stare de spirit bună, dar am simțit că din actul medical din România lipsește multidisciplinaritatea. Și boala mea a fost tratată din punct de vedere infecțios. Nu am simțit lângă mine un pneumolog care să-mi spună și cum a fost afectat plămânul. Am făcut ulterior niște investigații după externare, le-am repetat la ceva timp, slavă Domnului, nu au rămas sechele. Pe de altă parte, v-am spus că acei oameni erau și psihologi. Nu am simțit prezența, și asta cred că este foarte important, unui psiholog care să fie alături de pacienți internați în spital, pentru că
atunci când se întâmplă uneori să treci pe lângă moarte, eu nu știu cât am dat, de aproape sau de departe am fost, au fost situații când aveam și apropo de dotarea spitalului, secția de boli infecțioase a spitalului Focșani era o secție care nu era dotată cu instalații de oxigen medicinal. Practic se foloseau doar acele concentratoare. Ajunsesem în situația de a avea nevoie de oxigen, aveam o saturație de 86 și se foloseau două concentratoare de câte 10 litri pe minut de oxigen. Am înțeles că abia anul acesta secția a fost dotată cu instalație de oxigen medical. Și asta vreau să spun, lipsește. E empatia oamenilor de acolo, a medicilor, infecționiști, care mai sunt asistenților. Da, e nevoie de un psiholog. E nevoie ca pacientul să... Stai aici cu noi, că îți răspunde doamna Mahler acum și într-adevăr, dar asta e o lipsă pe care multă lume cred că o simte și în situații obișnuite, nu numai de criză ca acum, da? În spitale mai mult decât oriunde și are dreptate, dar din păcate... legislația pe care o avem la dispoziție ca manager nu ne permite să scoatem posturi de psihologi în spitalele publice decât eu la Marius Nasta am angajat sau Institutul Marius Nasta a angajat un singur psiholog doar pentru că avem secție de tuberculoză multidrogrezistentă. Nu ajunge un psiholog în spital. Preotul face alături de psiholog același lucru pe lângă taina Sfintei Spovedanii, dar e nevoie de mai mult decât atât. Avem nevoie de mult mai mult în spital sau de mult mai mult personal față de cel existent în acest moment, medic, asistente, infirmiere. E nevoie de o armată de oameni care să susțină acești bolnavi. În mod obișnuit sau pentru situația asta? Pentru orice situație. Un pacient care un medic îi spune că are cancer, de exemplu, va afla jumătate sau va percepe jumătate din informația pe care o spune medicul. Pentru că în momentul în care afli o veste tristă, cu siguranță apare un blocaj și atunci ai nevoie de un psiholog care să vină lângă tine și să transmită acest mesaj. Nu doar pacientului, și familiei. Pentru un pacient care devine dependent de oxigen, e același lucru. Orice boală, și nu doar la spitalele de pneumologie mă refer, are un impact asupra psihicului omului și are nevoie de suport omul acela, mai mult decât are timpul necesar în acest moment un medic să-l ofere. Nicu, îți mulțumesc tare mult. Îți doresc sănătate și spor, și spor la treabă acolo. Apropo de oxigen, că tot a pomenit oxigenul, la un moment dat dumneavoastră la Marius Nasta declarați că ați redus cantitatea sau, mă rog, presiunea oxigenului astfel încât fiecare bolnav să stea la 93% saturație. Chestiunea asta persistă. Cum e situația oxigenului acum? Știu că e o criză în plină desfășurare. În acest moment am reușit să reglăm lucrurile astfel încât nu mai avem astfel de probleme. A fost o măsură pe care am luat-o câteva ore pentru că am considerat că este important ca toți pacienții să beneficieze de oxigen și nu știam în cât timp ajunge mașina cu butelile de oxigen. Deficitul sau problema a apărut în momentul în care a crescut necesarul de oxigen în zona post-COVID și unde nu aveam altă soluție decât butelii pentru a suplimenta oxigenul. Este dificil cu oxigenul încă. Numărul de cazuri din spitale, sau cel puțin la Marius Nasta, nu a scăzut, deși vedem statistică, încep să scadă cazurile și asta e un lucru bun, dar noi avem în fiecare zi peste 20 de pacienți în plus. Ieri s-a aprobat folosirea oxigenului tehnic pentru spitale. Cum apreciați acest lucru? Nu am experiență cu oxigenul tehnic. Sigur că, da, în situații de criză e important să administrezi oxigen. Din informațiile pe care le am eu, este doar un oxigen cu o concentrație mai mică, adică 93% este exact concentrația pe care o oferă concentratorul de oxigen, ceea ce aduce un beneficiu pacientului. Am înțeles. Deci ați acceptat dacă asta e soluția? Dacă n-am avea încotro, da. Dar în acest moment spuneți că cumva lucrurile funcționează. Diana, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua, felicitări doamnei doctor, mă bucur foarte mult că am ocazia să intru în direct. Cu toată încrederea, pot să vă spun și cu... Nu am trecut prin COVID, din fericire, dar lucrând în sistemul sanitar, în altă ramură, mă întâlnesc cam tot al doilea pacient cu COVID sau post-COVID, care efectiv le este frică de spital. Îi trimitem la spital, nu vor să meargă. Ar trebui lumea să aibă mai multă încredere, pentru că medicii de aceea sunt puși acolo ca să îi trateze. După ce fac o formă foarte gravă, este prea târziu,
să mai se poată face ceva pentru ei. O înțeleg perfect pe doamna doctor, știu că sunt într-o situație foarte grea, dar cine lucrează în sistem, cred că poate să-și imagineze cât este de greu și prin ce trec, iar în legătură cu psihologii din spital are mare dreptate, sunt foarte mulți pacienți și post-COVID care rămân cu sechele psihice după această boală. Lumea trebuie să fie mult mai conștientă că în momentul când a depistat că este pozitivă, să se prezinte la spital. Da. E un mesaj pe care... Acum, mie mi-e greu să-mi explic de ce lumea nu merge, cât de mare e înrădăcinată frica, dar pentru asta e de ajuns să priviți feed-ul de Facebook al acestei emisiuni în acest moment, să vedeți cam... să vedeți unele lucruri de acolo. Cum le spuneți să meargă la spital? Oftim. Cum îi convingeți să meargă la spital? Că asta e ideea. Efectiv. Le spun acum, în secunda asta... Vin cu testul în farmacie, pozitiv, da. Și le spun în secunda asta, mergeți la spital. Nu mergem la spital, că de acolo ieșim în sicriu. Din păcate, dacă stau acasă, acolo ajung într-un final. Cred că doamna doctor este de acord cu mine. Cu cât stau mai mult acasă și se tratează singur, după ureche sau după ce a luat vecinul sau vecina, că așa fac, este mult mai greu să poată face domnul doctor ceva sau asistentele sau cine este în spitalul respectiv. Da, mulțumesc pentru părerea noastră. Aveți dreptate, însă noi trebuie să acceptăm o realitate care nu e bună și, în primul rând, nu e bună pentru pacient, așa că oamenilor le este frică să vină în spital. Și că în acest moment se creează o prăpastie care, din păcate, se adâncește între cei care lucrăm în sistemul de sănătate și cei care nu au cum să știe ce facem noi în sistemul de sănătate. Mai mult decât atât, pacientul cu boală COVID, în momentul în care trece prin această afecțiune, ca urmare a afectării particulare pe care o dă această boală, o boală a vaselor, capacitatea lui de percepție a ceea ce se întâmplă cu organismul lui este complet schimbată, iar boala aceasta are și un impact psihic important, despre care se vorbește foarte puțin. Probabil că psihiatrii, sau eu aștept din partea psihiatrilor să iasă să vorbească mai mult despre acest lucru, pentru că pacientul fiind în pat, afectat de ceea ce îi se întâmplă, cu nivel scăzut de oxigen, el nu percepe realitatea gravității bolii lui și a solicitărilor care vin din partea personalului. Probabil că nici noi nu am ieșit foarte mult să explicăm aceste lucruri și familia care este acasă și vorbește cu pacientul, audă că vorbește, îi se transmit lucruri, dar pacientul va percepe o supra-solicitare sau o serie de cerințe pe care noi ca personal medical le avem, adică stați cu masca, este unul din lucrurile pe care le cerem. Masca de oxigen usucă căile respiratorii, pacientului va fi sete. Și atunci pacientul nu înțelege de ce să stea cu masca, el nu percepe saturația scăzută și nu pentru că nu vrea să o perceapă, ci pur și simplu pentru că nu, creierul lui nu are această capacitate în momentul în care trece prin COVID. Deci avem de lucru, noi ca și... Foarte interesant ce mi-ați povestit acum. Nu m-am gândit nicio secundă la chestiunea asta. Puteți să înlăturați... te rog, Diana. Este foarte important... ca lumea să nu mai, adică din punctul meu de vedere, părerea mea personală, să nu se informeze de la alte persoane. Eu nu pot să înțeleg de ce anumite persoane vin și le dau sfaturi care nu sunt de specialitate. Doamna doctor a ieșit de atâta ori în față la televizor, a explicat, lumea trebuie să ia partea bună și sfatul unui medic sau a unui farmacist sau a unui cadru de specialitate, nu a altor persoane care nu au nici o treabă cu, nici cu medicina, nici cu farmacia. Ce bine ar fi. Îți mulțumesc, Diana. Spor la treabă acolo. Da, ar fi foarte bine să ascultați de medic. Puteți să înlăturați și mitul ăsta că oxigenul arde plămânii, că l-am văzut acum pe Facebook? Nu, oxigenul nu arde plămânii. Noi avem nevoie de oxigen. Dacă
ar arde plămânii, atunci fiecare respirație pe care noi am trage-o în piept ne-ar arde. Ok, dați mai mult acolo, e o concentrație mai... Dăm o concentrație mai mare și o să vă explic de ce. În momentul în care avem acea furtună de citochine, acei plămâni albi, o parte din plămânul nostru nu mai funcționează. Și atunci, în restul de săculeți care trebuie să, care conțin aer și care pot să transmită oxigenul către sânge, medicul trebuie să ducă o concentrație mai mare de oxigen pentru ca celulele roșii care trebuie să se încarce cu oxigenul care să ajungă la creier și la inimă să aibă din abundență acest gaz. De aceea dăm în concentrație mai mare. Mai mult decât atât, în momentul în care plămânul este bolnav, afectarea pulmonară se produce mai mult în zona bazală, jumătatea inferioară a plămânilor, zone pe care le folosim de regulă în respirație. Vârfurile sunt mai puțin folosite. În momentul în care introducem oxigen în concentrație mare, practic obligăm plămânul să respire cu zonele mai puțin folosite, să se deschidă alveole noi ca pacientul să depășească acel moment. E bun, după explicația asta, poate înțelege mai multă lume mai bine, da? Așa, cu calm și așezat cum poate să-ți spună un medic. Așadar, nu e nimic rău în oxigen. Tiberiu, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM. În primă instanță, din păcate, nu am încredere în sistemul sanitar și medici că pot vindeca pacienții din România. Și o să și argumentez de ce. Eu consider că sunt câteva meserii care necesită vocație. Printre ei sunt și medicii, medici, judecători, preoți. Medicii cu vocație pentru acest... sunt medicii care sunt elitele medicilor. Eu așa consider. Și restul medicilor sunt medici care tratează, nu vindecă pacienții, din păcate, tratează simptome. Pe pacient îl doare capul, îi dă un calmant. Îl doare piciorul, îi dă tot un calmant. Și medicii care fac această meserie din vocație au o altă abordare. Ei încearcă să vindece pacienți. Și aș putea să vă dau exemple și de medici cu vocație și de medici care sunt medici ca și titulatură. Adică medic de familie care diagnostichează COVID-ul cu ascultarea plămânilor sau pentru o gangrenă umedă prescrie un calmant la pacient, adică fără să consulte zona gangrenată. Sau, contraexemplu, un medic chirurg cardiovascular care face operație pentru care niciodată în viața mea nu o să pot să-l răsplătesc. Care este, să zic, nu știu cum aș putea să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut. Deci ca peste tot în lume, ceea ce vrei să spui e că sunt profesioniști de diferite niveluri, dar asta ce înseamnă în situația de astăzi, în această criză? Asta stârnește neîncrederea? Să știi că în profesiile noastre peste tot avem grade sau capacități profesionale diferite, adică aia e. Foarte corect, dar problema este că pacientul trebuie să caute medicul sau spitalul unde el se poate vindeca. El dacă ajunge în sistemul medical, dau un exemplu, este un bolnav din Brașov și ajunge la spital, el este posibil să nimerească la un medic bun sau unul care își face meseria în intervalul program care este și așa mai departe. Adică, cum am zis, tratează simptome. Și atunci pacientul este nevoit tot timpul, dacă are o problemă medicală, să caute, vindecarea, să vadă unde găsește acel medic. Așa se întâmplă în România, nu? Cred că la spital, la doamna Mahler, în condiții mai puțin de război,
venea toată România, nu? Vă abonez că venea cu încredere. Inclusiv eu am avut pacienți, oameni apropiați care au venit în alte părți ale țării la dumneavoastră în institut, că na, e celebru și e bun. Așa funcționează România. Sau asta e credința noastră, că așa funcționează. Din păcate... O secundă, să ascultăm și răspunsul. E o realitate, e o problemă a sistemului de sănătate românesc pentru care eu solicit de mulți ani reformă, de mulți ani, de ceva timp reformă. E o problemă care nu pleacă neapărat de la medicul care este într-o anumită localitate, ci pleacă de la modul în care se gândește sistemul de sănătate pentru pacient. Pentru că un medic care... din diverse motive trebuie să practice meseria într-un colț de Românie, unde nu are dotarea necesară, nu are nici motivația necesară să se perfecționeze, pentru că nu are cu ce să muncească. Și atunci se plafonează la un nivel de cunoștințe și la un nivel de pacienți pe care trebuie să-i asigure într-un mod obligatoriu, adică are pacienți foarte mulți pentru capacitatea lui de a evalua, are aparatură foarte puțină pentru nevoia pe care o are și din această cascadă de activitate pe care o are și presiune, ajunge să se plafoneze. Nu vreau să scuz pe nimeni, probabil că sunt și alt gen de exemple și realitatea o cunoaștem cu toții, dar pentru a schimba aceste lucruri e nevoie de reformă care să plece de la personal și nu mă refer doar la medic, ci la întreaga armată de oameni care trebuie să fie în jurul medicului, asistenți comunitari, asistenți sociali, un sistem de asistență socială susținut de primării fezabil în toată România și spitale în care să poți să ai acces la diagnostic rapid, fără internări de lungă durată, internări de scurtă durată în care să-ți faci investigațiile și dacă nu ai nevoie să stai în pat, să poți pleca acasă și să vii din nou pentru evaluare. A ridicat o problemă foarte reală. E promisiunea mea că săptămânile astea vorbim, ne îndreptăm către aceste lucruri extrem de complexe. O să vină aici fostul șef al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate, Adrian Gheorghe, o să vină medici, colegi de-ai dumneavoastră din sistem care au lucrat și la stat și la privat și vom căuta răspunsuri la chestiunea asta. Dar, atenție, Tiberiu, mai ești, da? Da, da. Fii atent. Dacă, 30 de secunde atât, că am eu o întrebare pentru tine. Dacă astăzi, Doamne ferește, ți să te îmbolnăvești tu sau cineva apropiat, cu acest tip de neîncredere pe care l-ai, unde te duci? Cum procedezi? Cauți la un spital mare, dintr-un oraș mare? Cauți să pleci din țară? Cum? Dacă nu ai încredere, cum procedezi? Da, foarte bună întrebarea. Și o să vă și răspund la cazul concret. Deci în momentul în care ai o problemă medicală, care vrei să rezolvi cumva să te vindeci, singurul lucru care poți să-l faci tu ca și pacient în momentul de față în România este să începi să umbli în lung și în lat în lumea aceasta. Începând de la... până la, deci de la București până la Cluj, de la Cluj până la Viena, de la Viena la Berlin și înapoi și să ai norocul să ajungi cumva la o clinică undeva în străinătate și acolo un medic să zică, dar dumneata ce cauți aici? Că voi în România aveți următorul medic care este geniu, este da, cum să zic, știu. Este geniu genilor și e la voi acasă. Și du-te la el că e sigur te poate ajuta. Să știi că există. Înainte de a te vindeca, tu trebuie să faci eforturi supraumane pentru a ajunge la medicul care poate să te trateze. E o observație bună. Da. Și celălalt lucru care vreau să mă atrag atenția este vorba de sistem, de stat. Statul român, care are următoarea... sunt niște aberații care se întâmplă în tot ce e la stat. Și legat de sistemul medical, adică vă dau un exemplu concret. Cum este posibil ca România să aibă în dotare robot chirurgical Da Vinci, dar care nu se folosesc din lipsa consumabilelor? Iar pacientul
asigurat din România este obligat să meargă în străinătate. Forțat ca să se vindece, să se ducă în sistemul privat și să achite 20.000 de euro. Cu alte cuvinte, vindecarea lui este legată de acea sumă. O are? Nu are. Are șanse să scape? Fii atent. Facem nu așa. Îți mulțumesc tare mult. Iau un răspuns pe scurt de la doamna director Mahler. Săptămâna viitoare însă o lămurim pe larg. Adică asta merită lămurită cu Adrian Gheorghe, fostul președinte al casei. Deci robot pe care o instituție publică l-are, dar nu are ce-i trebuie, nu are consumabile sau nu are oameni, dar în schimb pe bani într-o instituție privată lucrurile funcționează, că oamenii vor să facă bani în mod evident. Da. Văd că zâmbiți, da, purtăm măști, dar văd că zâmbiți. E dublă problemă, una de management local și una de fonduri alocate pentru aparatură, pentru că în acest moment casa de asigurări, indiferent ce pacient ai internat, îți plătește la fel și pentru o operație cu un robot Da Vinci și pentru apendicectomie și pentru o pneumonie banală. Și atunci lucrurile pornesc de la finanțare, care este proastă către și prost plătit spitalul românesc. Apropo, dumneavoastră astăzi aveți bani, uite că știu că către finalul anului încep să vină nenorocirile astea cu miile de bolnavi pe care le aveți, să vă duceți activitatea până la capăt? Adică în acest moment, casa de asigurări pe o hotărâre de guvern plătește facturile la nevoia spitalului. În acest moment suntem asigurați. Dacă lucrurile nu se schimbă însă ca și sistem de plată anul viitor, nu știu cum o să plătim facturile până la urmă la energie și la... Că și alea se măresc. Cu da. Siguranță, da. Dar vă plătește pentru COVID sau pentru toate cazurile? Ne plătește pentru toate cazurile. Ok. Janina, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Sper să mai fii acolo la Deșteptarea României. Da, bună ziua. Te ascultăm. Apropo de spitalele care au tot ceea ce le trebuie, dar, să zicem, nu aplică medicația necesară. Cum se procedează într-o situație de COVID când ajungem la spital? Da, așa cum ne recomandă medicii, cu febră persistentă, ajungem în spital și timp de 5-6 zile suntem tratați exact cum ne tratăm și noi acasă, sau poate mai puțin decât eram noi tratați acasă, pentru că acasă ne tratam și cu antibiotic, așa cum ne-a recomandat medicul de familie, iar în spital eram ținut pe un paracetamol și pe un anticoagulant. Deși existau tot felul de antivirale, cu siguranță, în spital, deci aveau la dispoziție așa ceva. Aici, dar răspunsul medicului? Da, iertați-mă. Nu face nimic, spuneți, vă rog. Algoritmul de tratament și modul în care este alcătuită schema terapeutică intră exclusiv în responsabilitatea medicului curant. Adică el trebuie să vadă care este afectarea, cât este de gravă afectarea și care este indicația de tratament. Dar protocol național există. Da. Cu siguranță spitalele au, sau Marius, în asta avem procedură COVID cu protocol de tratament pe care îl actualizăm în funcție de ce recomandări sunt la nivel național, și chiar dacă aprovizionarea pentru unele medicamente câteodată este extrem de dificilă, este prioritar asigurarea medicamentelor, oxigenului, alimentelor. Aici e o chestiune de încredere, Janina. Dacă Tu crezi că unul dintre medici nu a vrut să-ți dea medicamentul? Asta e sentimentul tău? Nu cred, sunt convinsă. Efectiv, 3 zile cu febră acasă, alte 5 zile cu febră în spital și continuăm cu tratamentul. Nu este vorba de mine, este cineva apropiat mie. Mulțumesc Dumnezeu, nu e cazul meu. Continua să fie tratată medicația în fișă, era paracetamol și, mă rog, un anticoagulant. Ce mai pot să spun pentru ascultători este că orice pacient din România, conform legii, are dreptul să schimbe medicul pe loc. Același drept îl are și medicul să schimbe pacientul, dar are nevoie pacientul de 5 zile să-și caute un alt medic dacă cumva există... Dar stați că vreau să înțeleg. De ce ești convinsă că un medic nu a vrut, că ăsta e termenul pe care l-ai folosit? Nu a considerat că este necesar. Și nu ai încredere în el, în exact. Pregătirea, în specialitatea, în umanitatea lui? Cu siguranță nu pot să confirm că nu am încredere în dumnealui. Doar să mi se dea o explicație certă, să mi se fi dat o explicație certă, pe care să-mi spună motivul pentru care dânsul consideră că nu este necesar administrarea unui antiviral, deși se spune pe toate canalele de media că antiviralul este recomandat în primele simptome de COVID. Asta e, deci asta, îl avem? Da.
De ce avem tot felul de antivirale în spital și nu se administrează? Așteptăm pe ce? Așteptăm să avem afectare pulmonară, să ajungem la oxigen, să ajungem intubați ca să ni se dea aceste antivirale? Nu există, eu am garanția că existau și există acele antivirale în spitalul despre care vorbesc, nu vreau să dau nume, dar și dacă n-ar fi existat, sunt convinsă că sunt pacienți care sunt dispuși să plătească aceste antivirale, că înțelegem că bugetul poate nu acoperă tot tratamentul de atâta timp de când a apărut acest COVID, dar mi s-a spus, eu nu consider că este necesar. Okay. Iar apropo de schimbarea medicului curent, da? În spitale, din câte am înțeles, cel puțin așa mi s-a spus, nu există un medic curent pe COVID. Există un medic care vine în gardă, se schimbă medicul în fiecare zi în funcție de medicul care intră de gardă. Deci nu există un medic curent. La Marius Nastă există. La dumneavoastră, da. Acum, care vorbesc stați eu, un pic, că ați ridicat, Janina, ai ridicat una dintre cele mai prezente și mai importante probleme legate de tratament în România. Foarte multă lume crede că există tratament și de la televizor înțelege și exact cum să-l aplice. Ai explicați-ne un pic cum e cu tratamentele astea, ținând cont de ce a spus ascultătoarea noastră cu antivirale, da? În primul rând, în spital, în momentul în care se internează, din punctul meu de vedere, internarea în spital a unui pacient se justifică în momentul în care are o saturație sub 93%, în momentul în care are comorbidități și cu atât mai mult dacă nu este vaccinat, pentru că riscul de evoluție spre o formă severă este mai mare. Tratamentul cu antiviral este recomandat de la început, în momentul în care are febră, dureri musculare, cu mențiunea că în acest moment în România nu avem decât antivirale care nu sunt cu destinație certă infecția SARS-CoV-2, dar și-au dovedit într-o oarecare măsură utilitatea la acești pacienți. Așteptăm antiviralele care despre tocmai aflăm veștile acestea că vor fi disponibile și care Merck sunt și Pfizer, da. Care sunt specifice virusului SARS-CoV-2. Dar din punctul meu de vedere, tratamentul antiviral, așa cum și recomandă ghidurile, se administrează, exclusând formele ușoare, care dacă faci un pic de febră și cedează cu paracetamol și starea generală se ameliorează, nu ai de ce să iei un tratament care până la urmă are și efecte adverse. Tratamentele astea sunt, ați numit dumneavoastră, trei antivirale care sunt foarte răspândite acum. Dacă le iei, au și succes? Adică îți garantează succesul? Nu sunt medicamente, niciun medicament în afară de anticorpii monoclonali, care în acest moment se pot administra de la primele simptome de infecție SARS-CoV-2. Asta înseamnă că trebuie să te prezinți la un spital înainte de 7 zile de la debutul, în primele 7 zile de la debutul simptomelor, că trebuie să ai saturație bună și că trebuie să ai una din comorbidități. Adică dacă ești obez, ai hipertensiune, ai tiroidită autoimună, orice boală asociată ai, te poți prezenta la un spital, primești perfuzia cu anticorp monoclonal și este tratamentul care este de elecție în acest moment de la primele simptome de boală. Din punctul meu de vedere, asta e direcția către care trebuie să ne îndreptăm în tratamentul pacienților noștri, cu condiția ca ei să vină pentru perfuzia respectivă la spital. Cât au intrat 15.000 de doze în România, nu am numărasem eu la un moment dat, poate mai mult, poate 20.000. Aveți așa ceva? Adică la spital e ceva? Acum avem. Avem în acest moment 200 de doze. Și ăsta îți garantează succes dacă îl faci așa cum ai spus? Foarte mare. Foarte mare, adică dacă pacienții vor înțelege să vină în prima săptămână și administrăm acest tratament, șansele ca ei să mai vină în spital cu evoluție severă sunt extrem de mici. Și cu ceilalți? Celelalte medicamente sunt studii variate, unele indică un efect, dar nu de 100%, nici măcar de 80%, undeva sub 70% eficiență, însă categoric este mai mult decât să stai acasă, să nu iei nimic sau să te tratezi cu medicație care nu este certă nici măcar în acest procent că ar fi benefică. Vedeți, oamenii se așteaptă că atunci când ajung la spital să primească aceste medicamente și să se îndrepte. Asta e ideea și asta o exprimă și Janina. Sunt boli care se tratează și sunt boli care se vindecă. Asta trebuie să ținem minte. Sunt boli care se tratează, bolile cronice se tratează. În acest moment, pentru COVID, tratamentul, avem două tratamente în România, tratamentul profilactic, care e tratament
vaccinul și tratamentul cu anticorp monoclonal. Celelalte tratamente sunt tratamente care au beneficii, dar nu pentru toți pacienții. Stați că Janina mai e cu noi, te rog. Bun, și dacă noi ajungem exact în situația explicată de doamna doctor, în primele 7 zile, faptul că era a treia zi cu febră și nu reușeam să-i scad febra, ăsta a fost motivul pentru care am dorit să internez, altfel noi internam. Și cu toate astea nu ni se aplică tratamentul explicat de dumneavoastră. Ce putem să facem într-o asemenea situație? Să așteptăm să ce? Să întrebați dacă au aceste medicamente în spital, ar trebui să aibă... Să le aveau, da. Aici nu pot să vă contrazic pe dumneavoastră, dacă aveau, dacă nu, pur și simplu să mergeți să bateți la ușa managerului sau la ușa medicului șef de secție și să întrebați ce se întâmplă. Cam greu intri în spitale la ora actuală. Telefoanele da, sunt o soluție extrem de bună, o adresă de mail, un mail la care toate spitalele trebuie să aibă un mail de sesizări. Da, telefoanele sunt în continuu ocupate. Bun, ce aș vrea eu să mai știe pacienții care ajung în spitale, pentru că eu nu am știut și cu această ocazie am aflat, era mai bine să nu fie nevoie să aflu, orice pacient ajuns în spital, aparținătorul are dreptul să ceară, efectiv în perioada în care pacientul este internat, are dreptul să ceară medicația care îi se administrează atunci când este în spital. Momentul în care adică să vi se prezinte tratamentul, fișa asta, spuneți. Da, pe legea pacientului, într-adevăr, aparținătorul desemnat de pacient, pentru că sunt situații și situații, dar aparținătorul desemnat de pacient poate să aibă acces la datele medicale ale pacientului, la toate datele medicale. Eu înțeleg că medicii nu că sunt aglomerați. Eu îi compătimesc și jos pălăria, nu doar în fața medicilor, asistenților, infirmierelor. Jos pălăria în fața întregului colectiv dintr-un spital, pentru că și cei din birouri și începând de la manager și toți ceilalți sunt implicați la fel de mult și poate zona de birouri rămâne peste program ca să poată să achiziționeze și echipamente și medicamente și tot ceea ce, că știm toți cum sunt procedurile în România, ziua de astăzi se pot achiziționa ceva într-o instituție publică, jos pălăria în fața dumnealor, dar atunci când întreb ce tratament îi se administrează, eu am avut nefericitul, altfel nu pot să-i spun, nefericită ocazie să primez răspunsul tratamentul specific bolii. Da. Adică? Îmi pare rău că ați primit un astfel de răspuns. Da. În mod normal și corect și profesionist este ca informațiile despre pacient să fie oferite într-un limbaj și complet așa cum dorește fiecare și accesibil. Și accesibil, exact. Nu înțelegem termenii. Este corect ce spuneți. Janina, mulțumesc tare mult. Să știți că mai aveți posibilitatea să faceți ceva. În momentul în care iese din spital, primiți un chestionar de la Ministerul Sănătății pe SMS. E un bun obicei să-l completați și să răspundeți. Cu condiția să lase numărul de telefon în fișa pacientului în momentul internării. E un drept al dumneavoastră, deci folosiți-l dacă au fost probleme și chiar și mulțumiri, puteți să intrați în legătură cu statul și statul mai pune niște întrebări din când în când. Gabriel, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Știți că la deșteptarea României e un pic mai dificil. Sper să mai fie Gabriel. Altfel mă sinucideam de mult în statul ăsta. Vreau și să povestesc experiența pe care am avut-o la Marius Nasta cu ocazia asta. O salut și pe doamna Mahler. Eu te chiar un pacient. Salut mâinile, doamnă. Bună ziua. Eu în data de 18 octombrie m-am prezentat având simptome de COVID și un test rapid pe care l-am făcut seara, cu o seară înainte, l-am făcut acasă și, a doua liniuță nu era așa vizibilă, dar era acolo și am considerat că e cazul să merg să confirm dacă sunt sau nu pozitiv. Am mers la Marius Nasta și din păcate n-am avut cea mai bună experiență în spitalul respectiv. De ce vă spun asta? Pentru că în primul rând am așteptat la camera de gardă acolo circa 15 minute, unde nu erau aglomerații, adică nu erau persoane înaintea mea, era un domn care zicea, era cu părinții și zicea că așteaptă și el de câteva ore. Mi s-a făcut un test rapid, a ieșit pozitiv. Ulterior a trebuit să mergem să facem un test PCR, pentru că testul prietenei mele cu care eram acolo, testul rapid a ieșit negativ. Am mers, am făcut un PCR. Am așteptat afară, nu funcționa aparatul de radiografie pulmonar. Erau practic toate persoanele care veniseră în ziua respectivă, așteptau să-și facă radiografia pulmonară.
tocmai se punea în funcțiune un pavilion, care, mă rog, un container de îndrăsta în care era un alt aparat, o altă aparatură de radiografie pulmonară. După 10 de minute de așteptare, stând de vorbă cu persoanele care erau acolo, erau persoane care așteptau și de la ora 8 dimineața, în condițiile în care era trecut de 2 după amiaza, când eram eu la, în așteptarea radiografiei. La un moment dat a ieșit o domnișoară afară, a făcut o listă cu persoanele care nu mai vor să aștepte pentru radiografie, pentru ca să fie sunate ulterior. Bineînțeles că nici până în ziua de astăzi n-a mai fost sunat să revin să fac o radiografie. Toate persoanele care așteptau acolo s-au trecut pe listă, după care a fost cine vrea să meargă acasă și cu ce merge acasă. Adică mergeți cu ambulanța sau aveți vehicul, era inclusiv o persoană care a zis, eu am 100 de metri, merg pe jos. Și a plecat de acolo pe jos. Era confirmat cu COVID. Nu știu, dacă era un om care voia să facă rău oamenilor, începea să tușească pe stradă, dacă îi venea să tușească. Și să vă mai spun, pe lângă treaba asta, am primit un telefon la care să sun, pentru că aveam nevoie să informez pe cei de la facultatea la care sunt, la Facultatea Medicină Veterinară. Trebuia să îi informez pe cei de la secretariat și să le dau ceva oficial ca ei să știe să bage toată grupa în carantină, pentru că a fost nevoie să intrăm toți în carantină. Am primit un număr de telefon, nu pot să vă zic de câte ori am sunat la numărul ăla de telefon, pentru că n-aș ști să vă spun exact, dar în orice caz am sunat de foarte multe ori. Într-un final mi-a răspuns cineva, era foarte surprins că sun la numărul ăla, deși o domnișoară de acolo mi-a spus, fotografiază numărul ăsta și sună pentru rezultate și pentru tot ce este nevoie, sună la numărul acesta. Am făcut chestia asta, am sunat la numărul respectiv de telefon, erau șocați că sun acolo, că ei nu mă pot ajuta cu informațiile pe care le ceream eu, mi-au dat un alt număr de telefon, am sunat și la numărul acela de telefon, am insistat foarte mult până când mi s-a răspuns la numărul acela, mi-au răspuns două doamne foarte amabile, în limbaj măcar, ele mi-au spus că nu este numărul potrivit la care trebuie să sun, din nou aceeași poveste, și mi-au dat un alt număr de telefon la care n-a mai răspuns nimeni niciodată. Adică am sunat două zile la rând. În cele din urmă m-au sunat cei de la DSP. Cei de la DSP au informat inclusiv facultatea de situația mea și de faptul că am fost confirmat pozitiv. Deci v-au sunat cei de la DSP într-un final? Da, după trei zile, după ce am scris la toate trusturile de televiziune, dar nimeni nu m-a ascultat, doar cei de la Digi mi-au dat un răspuns. Încă sunteți bine după trei zile de la DSP, situația asta durează un pic mai mult. Da, am avut o zi în luna octombrie când s-au defectat aparatele din tot spitalul, în care am pus caravanele să funcționeze în institut, pentru că aparatele în acest moment în Marius Nasta sunt din 2000, unele și din 78. Am primit bani de la minister și în acest moment schimbăm aparatura de radiologie în 5 zone, dar documentația și greutatea cu care avizăm aceste aparate noi, care sunt montate în 4 locații deja, este extrem de mare. Noi, actele sunt către DSP, apoi către CNCAN. De undeva din august ne luptăm cu birocrația pentru a aviza aceste aparate noi, care nu putem să le punem în funcție fără toate avizele. Într-adevăr, a fost o zi extrem de dificilă. Știu ziua respectivă pentru că a fost una din problemele majore cu care ne-am confruntat în acea zi. Îmi cer scuze pentru ceea ce ați prin problemele prin care ați trecut. Ce pot să asigur însă e că orice test făcut în Institutul Marius Nasta, orice test rapid sau PCR, este comunicat în aceeași zi, în momentul în care este finalizat în laborator, către AlertMS, adică prin platforma națională, este transmis ulterior, dacă vi-ați lăsat adresa de mail, automat în momentul în care noi îl transmitem în alerte, merge și mail-ul către, sau SMS-ul către pacient, și transmiterea acestor date este certă, adică anunțarea din partea noastră către direcțiile de sănătate publică se face în mod automat. Sunt astfel de probleme în spitalele românești, îmi pare rău că pacienții au de suferit, dar e un spital unde infrastructura necesită și dotarea necesită investiții importante, și când te mai prinde și un moment de pandemie cu foarte mulți pacienți, pentru că sunt 80 de pacienți pe zi și a fost un adevărat disconfort pentru pacienții care au fost în acea zi, lucrurile sunt extrem de delicate. Îmi cer scuze pentru tot disconfortul la care ați fost supuși.
Doamna Mahler, eu vă înțeleg, doamna doctoră, vă înțeleg perfect și credeți-mă că oricât de bună credința ați avea, nu o să vă puteți ocupa în totalitate de chestiile astea, dar trebuie să vă contrazic referitor la situația informării, pentru că a doua zi, eu și prietena mea încă nu eram înregistrați în niciun sistem, asta ne-au spus colegii dumneavoastră când am intrat în legătură cu ei, ne-au spus că noi nici măcar nu apărem ca și cum am fi fost acolo, pentru că colega dumneavoastră, mă rog, subalterna dumneavoastră care s-a ocupat de cazul meu, cel puțin, comunica doar pe WhatsApp. Îmi spunea că totul pe WhatsApp. Mi-a trimis testele mele pozitive, s-au transmis de la camera de gardă la locul unde a făcut prietena mea testul PCR prin WhatsApp. Și ulterior mi-a zis că o să-mi transmită inclusiv decizia asta de izolare sau, mă rog, o hârtie la mână, cum că am fost confirmat pozitiv cu COVID. Tot pe WhatsApp. Bun, ce vreau să vă rog, dacă se poate să-mi lăsați numele dumneavoastră, dar nu în direct, ca să nu fie nicio problemă, ca să verific situația la modul concret, pentru că ce îmi spuneți dumneavoastră este cel puțin problematic vis-a-vis de modul în care se pun lucrurile într-o ordine și vreau să verific acest lucru. Cu siguranță, vă stau oricând la dispoziție, datele mele le puteți de la Europa FM. O să le punem noi la dispoziție. Gabriel, îți mulțumesc tare mult pentru că e târziu, vreau să mai fac loc unui singur telefon la final. Robert, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Salut, doamne doctor, salutare, Cătălin. Ascultăm. Am fost eu internat în februarie. Din fericire am avut o formă ușoară, dar tot a trebuit să stau 12 zile în spital, am făcut 3 radiografii, am avut și eu plămânii afectați, am simțit pe pielea mea că nu pot să respir. Când am urcat 2 etaje până la pavilionul unde, până la salonul unde eram eu cazat, dar am avut niște condiții extraordinare. Este vorba despre spitalul Victor Babeș. De nemaipomenit. Nu știu, n-am mai fost prin spitale, nici nu doresc nimănui. Dar am avut niște condiții foarte bune, nu cum se spunea că erau legați de pat sau le ardea plămânii. Nu înțeleg de ce se fac atâtea și să intre tot felul de persoane pe post să spună că nu mi s-a întâmplat mie, dar am auzit eu la o fană de la altcineva, chiar ne vizionește inteligența. Asta și cu legatul de pat, să știi că biserica ar putea să se implice mai mult, făcând, de exemplu, într-o duminică, în loc de liturghie, nu s-ar supăra, doamne, să facă un maraton al vaccinării. Zic și eu. Vaccinul contează foarte mult, ar mai detensiona spitalele și medicii. Asta cu implicarea bisericii și a unei părți din politică, știți că o să o discutăm destul de aplicat la România în direct, că merită să vedem cum ne-am comportat unii cu alții în perioada asta. Asta cu legatul de pat a fost o temă izbucnită acum un an de zile. Am avut și noi aici asistenți medicali în direct care au spus că, uite, în unele secții ATI se practică în anumite condiții chestiunea asta. Mi s-a întâmplat mie, m-a sunat mătușa mea să mă întrebe dacă sunt legat de pat. Am fost sunat și de un medic de urgență de UPU care mi-a spus că a avut un pacient care, după ce și-a smuls perfuziile, a încercat să smulgă și de la alți pacienți și a trebuit să-l lege. Deci am avut astfel de mărturii aici, da? Sigur. Acum... Sunt reale mărturiile și, din păcate, readuc aminte faptul că atunci când un pacient ajunge în terapie intensivă, ajunge cu o presiune a oxigenului, saturație în oxigen foarte joasă, presiunea cu care aparatul de oxigen, acea mască de CPAP, introduce oxigen în plămâni este extrem de greu de tolerat, mai ales în primele ore, și pacientul are tendința să-și smulgă toate măștile, perfuziile, și mai trebuie să spun ceva, perfuziile din terapie intensivă sunt de regulă introduse direct în arteră, iar smulgerea lor este extrem de periculoasă pentru organism. Și atunci, într-adevăr, există posibilitatea de contonționare conform legii, dar și aici trebuie să făcute lucrurile cu o echipă, la indicația medicului, pe anumită perioadă de timp. Lucrurile sunt extrem de sensibile în zona asta, însă, din păcate, ceea ce a ieșit în spațiu public și realitatea, de fapt, din spitale și nevoia, până la urmă, de a proteja pacientul în astfel de momente, este complet diferită.
Robert, îți mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă, foarte multe lucruri, sper că modul dumneavoastră de a povesti și de a răspunde întrebărilor le dă oamenilor mai multă încredere. Totuși, trebuie să vă mai întreb ceva, aveam o listă foarte lungă de întrebări, poate la un moment dat facem și un interviu. Avem un alt mit acum, știți, dincolo de oxigen și de medicamente, avem un medicament Arbidol, toată lumea vorbește despre el. Îl folosiți? Îl vreți? Ce reprezintă el în opinia oamenilor de specialitate? Este un medicament care nu are autorizații de a fi folosit în Europa și nici în România. Din studiile care sunt publicate în acest moment și efectuate în ultimul an, are eficiență sub antiviralul care se dă acum în spitalele din România. Prin urmare, eu cred că ceea ce avem ar trebui folosit și ar trebui să se găsească și să fie pus la dispoziția pacienților din plin și să ne concentrăm pe medicația nouă care a apărut de curând și care să ne străduim să o ducem cât mai repede și în România. Doamna Mahler, vă las dumneavoastră ultimul cuvânt după această întâlnire de oră cu oamenii din România. Ce credeți, din punctul dumneavoastră, că e important să rețină ei cu asupra de măsură din toată această interacțiune? Le mulțumesc pentru întrebările pe care le-au pus. Au fost sinceri. Într-adevăr, avem probleme în sistemul de sănătate. Într-adevăr, problemele sunt atât în partea medicală, dar și în partea de infrastructură, care, din păcate, într-o oarecare măsură, să știți că și noi, ne-am dorit și noi cu siguranță să fie schimbate, dar într-o oarecare măsură nu depinde de noi tot ceea ce se poate face. Și mi-aș dori foarte mult să își regândească poziția față de noi, noi cei care suntem în spitală, pentru că, până la urmă, suntem partea familiilor lor, mai mici sau mai mari, extinse, suntem oameni ca ei, și suntem români și ne dorim ca România să fie bine. Vă mulțumesc tare mult, Beatrice Mahler, directoarea Institutului Marius Nasta la Deșteptarea României. Poate o să beneficiem de mai multă încredere. Vă mulțumesc pentru contribuție. Săptămâna viitoare vă dau o întrebare foarte grea, doamna Mahler. Doamnei Mahler, nu o să-i placă întrebarea, nici răspunsul. Ar trebui să ajungă mai mulți bani din asigurările noastre de sănătate și în sistemul privat din România. Să vezi, dezbatere s-a încercat în politicul românesc, o schimbare pe aici, pe acolo. Nu asta e întrebarea. Da, care? Spuneți-mi, lăsați-o dumneavoastră, da. Este normal ca pacientul să fie tratat la fel și la stat și la privat? Iată. Da, răspunsul ar fi evident da, dar înțeleg că implicit este și un răspuns care nu arată această egalitate, da, în acest moment. Da, din păcate, da. Săptămâna viitoare cu fostul, că așa e acum, că n-avem oameni în funcție, îmi pare rău, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, un om care este expert în sisteme medicale, încercăm să echilibrăm această problemă, că până la urmă despre echilibru este vorba. Vă mulțumesc încă o dată și spor la treabă tuturor! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.